Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ziua Independenței a culminat aseară cu un concert de zile mari organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Artiștii au cântat, iar oamenii au încins hore. Fermierii amenință din nou cu proteste, de această dată fiind nemulțumiți că sunt obligați să prezinte acte suplimentare pentru a primi ajutor de la stat. Un traficant de droguri care își folosea copilul de 2 ani pentru a se deghiza când distribuia marfa clienților a fost reținut de procurorii de la crime organizate. Mai avem o zi de caniculă, după care vin ploile, iar temperaturile vor coborî sub 30 de grade. Astăzi însă au trecut și de 40. Жарко, аномально, наверное. В прошлом году я не помню, что была такая жара. Ziua Independenței a fost sărbătorită aseară până târziu. Zeci de oameni s-au adunat la concertul organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Pe scenă au urcat atât artiștii de acasă, cât și cei care duc faima țării peste hotarele ei. Manifestații au fost organizate și în alte localități ale țării. De la Brăceni suntem. De la Orhei. Noi am venit de la Anglia, dar suntem moldoveni. Adunați din mai multe colțuri ale țării, dar și ale lumii, zeci de moldoveni au marcat aseară Ziua Independenței. În scenă au urcat mai mulți artiști de acasă, dar și din cei care ne reprezintă țara peste hotare, cum ar fi Valentina Nafornița, Pavel Efremov, Lilia Istrati sau Andrei Jilihovski. Reprezentanții diasporei care au urcat în scenă a fost și Martina Meola, fetița de 10 ani care cucerește prin talentul ei nemărginit. A venit din Italia, acolo unde își face studiile. Am emoții foarte mari pentru că sunt în casa mea dragă, în Moldovioara mea dragă și îmi doresc foarte mult ca Moldova să fie independentă, suverană și să intre în Uniunea Europeană. Un recital special a avut și violonista venită din Elveția, Alexandra Konunova. A făcut un show de excepție și orchestra dirijată de Mihai Agafița. Oamenii au savurat din prestația artiștilor. Am venit special în Moldova, trăiesc peste hotare, pentru concertul acesta. De unde ați venit? De Italia. Moldovii doresc prosperitate, doresc să înflorească. E frumos, lume multă, muzică frumoasă, îmi place. Lăutare vrem să vedem. Concertul a culminat cu un spectacol excepțional al Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii. Alături de ei au fost mai mulți interpreți de muzică populară care au încins atmosfera. Vremea caniculară nu i-a împiedicat pe oameni să se avânte în hore. Și la Bălți s-a dat un concert fastuos, iar invitații speciale au fost Satoshi, cât încă mai putem, dansa, dansa, țăpată, inima mai tare către ultimul rep, dar și trupa Carlos Dreams. Ieri, Republica Moldova a marcat 32 de ani de independență. Clădirea Parlamentului a fost iluminată aseară în roșu, galben și albastru, culorile drapelului național. Iar Maia Sandu s-a întâlnit cu deputații Parlamentului 90 care au votat declarația de independență. Cu detalii revenim în jurnal.
Săptămâna a început cu temperaturi de foc. Codul portocaliu de caniculă este încă în vigoare, iar în capitală oamenii au înfruntat aproape 40 de grade. Căldura se menține până mâine, iar de miercuri temperaturile încep să scadă și sunt prognozate precipitații cu descărcări electrice. Temperaturile de 40 de grade care s-au înregistrat astăzi în Chișinău i-au ținut pe oameni departe de plimbările prin oraș. Totuși, cei care s-au încumetat să iasă din case sau nu au avut de ales, au căutat umbra copacilor, iar apa a fost salvarea. E foarte, foarte greu, dar ce să facem? Asta e situația, trebuie să suportăm, trebuie să mergem înainte. Așteptăm toamna, poate fi mai omenească, dar nu e nimic, așa e vara. Doamne, o să fie cu alte. Avem tot timpul la apă cu noi, ne străduim să purtăm ceva natural. Iar dacă unii așteaptă nerăbdători toamna dornici de vreme mai răcoroasă, alții se bucură de ultimele zile cu soare. Sigur că e foarte cald, dar nu avem încotro oricum, trebuie să mai ieșim afară, trebuie să mai avem și o gură de aer curat, cu toate că e caniculă, e... Ne simțim foarte bine. Noi, dacă e cald, tot noi bine, dacă e răcorel, tot noi bine. Niciodată nu suntem mulțumiți, așa că eu, spre exemplu, vreau să savurez din toate anotimpurile ceea ce este de savurat și e foarte bine. Жарко, аномально, наверное. В прошлом году я не помню, что была такая жара. Ну, я люблю лето, конечно. Я не люблю холод, но это лето действительно было... переполнено жаркими днями. Стараемся не выходить в самое пекло, но вот не получается. То детей надо отвезти то на бассейн, то по делам. În această perioadă, medicii îndeamnă oamenii, în special persoanele în vârstă, să evite plimbările în aer liber între orele 10 și 17. Totodată, trebuie să fim atenți la hainele pe care le purtăm. Se pare că oamenii au ținut cont de recomandări, deoarece, cel puțin în capitală, nu s-au înregistrat cazuri de insolație în aceste zile de caniculă, ne-au spus medicii. Vom avea temperaturi de foc și mâine, iar de miercuri căldura se domolește. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximile vor scădea sub 30 de grade, iar la nord se vor înregistra chiar 24 de grade și vor fi ploi cu descărcări electrice. Vremea instabilă se va menține până în weekend. Francesca Gândea, ProTV. Agricultorii amenință din nou cu protesta, asta după ce Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care de azi a început să primească dosarele, i-a obligat să prezinte acte suplimentare pentru a primi ajutor de la stat. Fermierii acuză autoritățile de birocratizarea procesului de obținere a subvențiilor. Este declarată oficial deschiderea recepționării dosarelor pentru următoarele tipuri de subvenții. Este rambursarea accizei la motorină, este ajutorul financiar pentru fermieri afectați de consecințele crizei din 2022, este subvențiile complementare. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor susțin că în acest an procesul a fost birocratizat. Potrivit lor, agricultorii care vor subvenții sunt obligați să prezinte extrase din registrele contractelor de arendă cu numerele cadastrale, numele și prenumele persoanelor de la care sunt arendate terenuri agricole și termenul de arendă. Dincolo de faptul că acest sprijin este unul infim, întârziat și alocat doar pentru o parte din fermieri, se creează impresia că autoritățile abilitate fac tot posibilul pentru a sabota procesul acordat ajutorului respectiv, se menționează în declarația asociației. Fermierii amenință că vor protesta din nou în fața guvernului. Reprezentanții ministerului spun însă că asta nu va afecta procesul de procesare a cererilor. În discuție Curtea de Conturi vom face un exercițiu, vom merge prin aplicarea funcției Rondon pentru a identifica un anumit număr de entități economice care vor fi verificate, anume pe dreptul de posesie sau dreptul de lucrare a acestor terenuri, astfel ca să nu tergiversăm foarte mult procesul de examinare a cererilor. Vorbind despre problemele agricultorilor, ministrul Vladimir Bolea a subliniat că acest sector trebuie și va fi reformat astfel încât să se transforme din unul permanent subvenționat în unul care să ajute economia țării. Când tu ai 300 de hectare sau 400 de hectare și tu îți cumperi și tractoare și combină și toate le iei în credit,
Tu ești supraîndatorat, tu ești robul băncilor. Potrivit lui Bolea, din cauza precipitațiilor slabe și pentru a evita pierderile din partea agricultorilor și respectiv solicitarea de subvenții ulterior, cultivarea porumbului în sudul țării ar putea fi interzisă prin lege. Practic o să urmeze la nivel de lege, probabil să stabilim că dacă tu ai în regiunea în care tu cultivi precipitații sub 600 sau sub 550 mm, tu nu trebuie să pui porumb. Deci o să ajungem la nivelul ăsta, pentru că dacă tu nu ai agronom să-ți spună lucrul ăsta, noi la nivel de lege centralizat o să spunem că tu nu poți pui porumb în sudul Republicii Moldova. Imediat un agricultor din Căușeni a venit cu o reacție. Și de ani de zile nu s-a luat nicio măsură, nimic absolut. Dacă dumneavoastră interziceți cultivarea porumbului, ce să cultivăm? Propuneți. Veniți cu soluții, nu doar cu interdicții. Statul ăsta a venit tot timpul numai cu interdicții. Veniți cu propuneri, propuneri clare. Cânipă, ce să cultivă? Recent, guvernul a aprobat alocarea a 200 de milioane de lei pentru a acorda compensații fermierilor afectați de criza de anul trecut. De acești bani vor beneficia în jur de 3.000 de fermieri mici care au avut pierderi mari la culturile de grâu, orz și rapiță. Agricultorii s-au arătat nemulțumiți de această sumă acordată, întrucât potrivit lor ar fi nevoie de 700 de milioane de lei pentru a acoperi toate pierderile agricultorilor de toate categoriile. Guvernul a anunțat anterior că a solicitat ajutor extern în acest sens, iar când vor fi găsiți bani suplimentari, vor fi alocați. Forfota pregătirilor pentru școală este în Toila, iar maroacele din capitală. Chiar dacă au mai rămas zile numărate până la 1 septembrie, mulți școlari abia acum își fac plinul cu cele necesare, își aleg uniforma, ghiozdanul și, cel mai important, rechizitele. Formă de școală, încălțăminte, ghiozdane, rechizite și accesorii. Toate au putut fi găsite aici, la târgul de școală de la Moldexpo. Milana merge anul acesta în clasa 1. Spune că este nerăbdătoare să meargă la școală, iar după rechizite și uniformă, a mers abia astăzi împreună cu mama sa. Я иду в первый класс и выбрал самый красивый сарафан и юбочку. Întrucât este primul școlar în familie și bugetul este unul pe potrivă. Цены очень большие, как бы смотрим, но так как первый класс идет ребенок, мы думаем 4000 как бы хватает нам. Avem сарафани тот, мультимодели, пустите avem. Блузители toate pentru fetițe la 350. Tot în clasa 1 se duce și Eliza. Împreună cu tatăl său, fetița și-a ales primul său ghiozdan. Este comod și îmi place culoarea. După vârsta copilului, probabil clasa 1, там сейчас фи ушор и практик. Это фабричное производство. Ткань идет джутовая, прорезиненная, спина идет ортопедическая, рассчитана на ребят постарше. Cât costă? 850. Iar pe Alicia am găsit-o cu punga plină de cumpărături. Carton colorat, acvarele cu sclipici. Și a luat și pantofi. Mi-e foarte, foarte îmi place. Mie, mămica mea a cumpărat și eu spun mult mulțumesc. Cumpărătorii și-au făcut plinul și cu rechizite școlare care erau pe terminată pe tarabele vânzătorilor, costume sport, dar și accesorii. Mai tot fie larg, comod, nu transpiră. Accesorii avem în mai multe culori și este destul de ușor de combinat cu uniformele, fiindcă sunt și albastre și albe, sunt și albastre cu alb, sunt și în carou. Vineri, pe 1 septembrie, toți școlarii din țară sunt așteptați să revină la școală. Cu ocazia Zilei Independenței, clădirea Parlamentului a fost iluminată aseară în culorile drapelului național roșu, galben și albastru. Imagini filmate cu drona au fost distribuite pe pagina de Facebook a Parlamentului. Totodată, în sala plenului, președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu deputații care, în anii 90, au votat declarația de independență. Șefa statului le-a mulțumit pentru curajul și demnitatea de care au dat dovadă și le-a vorbit despre șansa și datoria de a duce Moldova în Uniunea Europeană. După manifestațiile dedicate Zilei Independenței, în multe localități cu Hramul Sfintei Marii, oamenii au sărbătorit și astăzi. Ne întâlnim sănătoși!
La Florești, Fălești și Cimișlia au fost organizate concerte, târguri și expoziții. În câteva minute la știri vedeți mai multe imagini de la hramul acestor localități. Un bărbat de 43 de ani, membru al unei organizații criminale care își folosea copilul de 2 ani pentru a livra droguri, a ajuns pe mâna oamenilor legii. Potrivit procurorilor de la crime organizate, copilul era uneori încredințat și clienților cu rol de intermediari. Mama acestuia urmează și ea să fie audiată. Potrivit PC Cox, bărbatul care era membru al așa zisei organizații criminale Chitaeț a fost reținut într-o benzinărie, după care au urmat percheziții în automobilul și casa acestuia, de unde au fost ridicate droguri, accesorii pentru vânzarea lor, precum și o armă deținută ilegal. Bărbatul își lua copilul de 2 ani când distribuia drogurile, ori era însoțit de concubina sa, care urmează să fie audiat în calitate de bănuit. Cei doi vindeau drogurile chiar în apartamentul în care locuiau de câteva luni. Procurorii susțin că în unele cazuri copilul era transmis persoanelor de încredere pentru ca să ridice drogurile din diferite locații ascunse, precum parcuri și păduri. Individul a fost plasat în arest în penitenciar pentru 30 de zile. Bărbatul a fost deținut începând din 2007 în diferite perioade pentru circa 10 ani, inclusiv pentru trafic de droguri. Un bărbat de 39 de ani a ajuns la spital după ce a fost împușcat în fața unui magazin din Ștefan Vodă. Totul s-a întâmplat în această după-amiază. Poliția a fost sesizată de vânzătoarea magazinului, care ar fi auzit o ceartă între doi bărbați, iar apoi o împușcătură. Oamenii legii au stabilit că cel care a tras este un tânăr de 26 de ani, care deținea arma legal și era în stare de ebrietate. A fost pornită o cauză penală pentru tentativă de omor, iar suspectul este reținut pentru 72 de ore. Nu am reușit să aflăm care este starea bărbatului internat la spital. Și un motociclist în vârstă de 53 de ani a ajuns la spital după ce s-a ciocnit cu un automobil. S-a întâmplat aseară pe strada armenească din capitală. La volanul automobilului de model Volvo se afla o femeie de 70 de ani. În urma impactului, aceasta nu a avut de suferit. Astăzi, responsabilii de la spital nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune în ce stare se află motociclistul. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Creștinii ortodoxi au sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria. În mai multe localități din țară, oamenii au celebrat hramul cu muzică și voie bună, iar gospodinele au pregătit mese pline cu bucată și au așteptat musafiri. În casa familiei Postolache din satul Glinjeni, raionul Fălești, era forfotă mare de dimineață. Gospodina s-a pregătit pentru hram 3 zile și 3 nopți, iar astăzi a întins o masă plină cu de toate. Ne plac bine, dulcerile de vie, verdețul ar să vă vie, încă carne, eu știu gusturile. Iar că eu știu, fratele meu, că îi place carne de găină și eu anume pentru dânsul și o aștept. Iar musafirii nu s-au lăsat așteptați. Că au venit nepoți din Germania, au venit din satul neonatal, eu mai aștept să mai vii de la mine din raion, eu aștept fratele meu să vină. Și locuitorii din Cimișlia au sărbătorit astăzi hramul. De dimineață, mai mulți credincioși din oraș au mers la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie. Apoi s-au grăbit în centrul orașului, unde se desfășura un târg al meșterilor populari. Bine ați venit la Cimișlia. Nadejda a venit de la Căușeni pentru a-și prezenta lucrările brodate. Am venit cu broderii, costume naționale, pernuți, torbițe. Mă inspir din izvoarele vechi, urmăresc semnele, urmăresc ce înseamnă toate și încerc să le pun deja pe pânză să facem o ie tradițională. Am adus diferite vase, ulcioare, burluie, oale de sarmale, farfurii, gavanoasă, tot felul de bunătăți. Avem funduri din sticle speciale cu covor național, fluiere, magneți cu vinurile Republicii Moldova, și anume vinurile din sud, diferite așa, privighetoare care privighește
ciripiești frumos. Cei mai pofticioși au putut gusta carne la grătar pregătită de bucătari iscusiți. Tot astăzi, toate Mariile din țară își sărbătoresc ziua onomastică. Pentru mine, numele este Maria, înseamnă, cum să zic, mă mândresc cu dânsul. Numele ăsta ni l-a pus tata meu, numele mamei lui, Maria o cheamă. Unele Marii au fost felicitate în mod deosebit, cum ar fi Maria Pânzar, care conduce ansamblul Dragaicele din raionul Florești. Faptul că m-a numit Maria toată viața m-a făcut să fiu ordonată, pentru că mă asociam cu Sfânta Marie. În țara noastră, peste 250.000 de femei poartă numele Maria. Crindină cât mingea de tenis a distrus aproape toate clădirile dintr-un oraș german. Și în Spania, oamenii din estul țării au trecut subit de la tricouri la geci de toamnă. Răcirea a adus cu sine și furtuni puternice. Cu mai multe imagini, revenim în jurnal. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky crede că victoria Ucrainei în războiul cu Rusia va duce la restabilirea integrității teritoriale a Moldovei și Georgiei, dar și la schimbări democratice în Belarus. El a făcut aceste afirmații într-un interviu pentru o jurnalistă de la Kiev, în care și-a exprimat îngrijorarea că aliații nu vor sprijini Ucraina dacă va ataca teritoriul Rusiei cu arme occidentale. Перемога України – це буде саме дасть можливість політичному рішенню демократії і повернення цілісності тих держав, включаючи Білорусь. Răspunzând la îndemnurile unui senator american de a anunța alegeri în 2024, Zelensky a declarat că un scrutin ar putea avea loc pe timp de război dacă Occidentul ajută. El a spus că organizarea de alegeri pe timp de pace costă 5 miliarde de grivne. Якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори. Președintele ucrainean a declarat că obiectivul său de a alunga Rusia din Ucraina include recuperarea Crimeei anexată în 2014 de ruși. Ми готові воювати вдовго, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Мінімізувати жертви, як з перекладом Ізраїля, я сказав. Можна так жити, можна. Війна повинна перейти на територію Росії? Ні, я вважаю, що це великий ризик, що ми... Declarațiile vin în contextul în care în ultimele câteva luni s-a înregistrat o creștere a atacurilor pe teritoriul rusesc, oficialii ruși afirmând că dronele și bombardamentele ucrainene au făcut victime printre civili. În schimb, Ucraina și-a asumat creditul pentru atacurile cu drone maritime și alte tipuri de armament asupra Crimeei controlate de Rusia și a țintelor din jurul Mării Negre, promițând că vor urma și altele. În această dimineață, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra orașului Krivoi Rog, iar cel puțin două persoane au fost ucise în regiunea Poltava, unde rachetele rusești au vizat o fabrică de ulei. Un alt om a murit la Herson. Între timp, autoritățile militare ucrainene au confirmat oficial recucerirea satului Robotyne din Zaporojie. Dimineața în regiunea Poltava a început cu sirene de raid aerian și sunetul exploziilor. Rachetele rusești au lovit asupra unei instalații industriale, ucigând două persoane și rănind alte două. Câțiva oameni sunt dați dispăruți. În Krivoi Rog a fost lovită o clădire de birouri și mai multe case și alte localități din regiunea Dnipropetrovsk. De asemenea, au fost ținta rachetelor de croazieră calibr ale rușilor. Kremlinul a lansat lovituri și în Herson, omorând un om. Totodată, noaptea trecută și forțele de apărare rusești spun că au distrus o dronă care zbura spre Moscova. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Serghei Sobeanin, care a mai adăugat că nu au fost victime și pagube. Momentul interceptării dronei a fost surprins de o cameră de supraveghere. De asemenea, aeroporturile internaționale Domodedovo și Vnukovo din Moscova au fost închise pentru o scurtă perioadă de timp. Între timp, Ucraina revendică noi câștiguri pe frontul de sud, în timp ce Rusia intensifică atacurile nord-est. Ministrul adjunct al apărării din Ucraina a declarat că trupele ucrainene au eliberat satul Robotyne de pe frontul de sud. Zvilnino Robotyne și dali nași viska ruhaються vже
південно-східніше роботиного і південніше малої такмашки. Експерти occidentali consideră că în regiunea Robotne se află direcția principalului atac al forțelor armate ale Ucrainei în contraofensiva lor. În cazul unei străpungeri a frontului, cea mai scurtă rută se deschide de aici, în direcția Mării Azov, spre Melitopol și Berdeansk. Asta în timp ce trupele rusești au intensificat atacurile în zone din jurul orașului asediat Kupiansk, pe frontul din est. Bombardamentele rusești din jurul localității au fost atât de intense în ultimile săptămâni, încât au determinat evacuarea pe scară largă a civililor. Fostul premier britanic Boris Johnson îl acuză pe președintele rus Vladimir Putin de asasinarea lui Prigojin. Asta în timp ce, potrivit unui sondaj, doar 8% dintre ruși consideră că Putin ar fi cumva implicat. Moartea liderului Wagner a fost confirmată ieri oficial de Comitetul Rus de Anchetă, însă cauzele prăbușirii avionului deocamdată nu au fost stabilite. Într-un articol de opinie publicat de Daily Mail, fostul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat că președintele rus, Vladimir Putin, l-a ucis pe șeful grupării Wagner. Pe de altă parte, potrivit unui sondaj făcut la doar 9 ore de la accidentul aviatic pentru Sunday Times, doar 8% dintre ruși au declarat că Putin este responsabil de moartea lui Prigojin. Mai mult, un studiu întocmit pe întrebări online arată o populație împărțită. Între cei care cred că atacul asupra avionului a fost planificat, peste 28%, și cei care cred că a fost o eroare tehnică sau de pilot. Sunt și cei care consideră că serviciile ruse ar putea fi responsabile. Alții dau vina pe serviciile secrete ale altor țări, dar și pe agenți ucraineni. Și liderul de la Belarus a susținut că omologul său rus nu este implicat în moartea lui Prigojin. Я знаю Путина. Это расчётливый, очень спокойный и даже медлительный человек. Я не могу представить, что это сделал Путин. Что вот это виноват Путин. Слушайте, слишком грубое. Cauza prăbușirii avionului este necunoscută deocamdată, însă oficial din spionajul Statelor Unite și din Occident declară că este vorba despre o faptă premeditară. Mii de roșcovani din 80 de țări s-au adunat zilele trecute într-un oraș din Olanda, unde au putut să-și facă prieteni cu același pigment. Festivalul Roșcaților este cea mai mare adunare din lume de acest gen, organizată în fiecare toamnă din 2005 încoace. Mai multe imagini vedeți în jurnal. Au apărut noi imagini de la deflagrația produsă sâmbătă seara în România și sunt tot mai multe indicii că aceasta a fost provocată de neglijența unui angajat ce și-a aprins o țigară în timpul transferului gazului lichefiat. Între timp, primarul din Crevedia s-a autosuspendat din funcție după ce s-au confirmat informații cu privire la faptul că depozitul care a explodat aparținea fiului său. Din aceste imagini vedem cum gazul lichefiat se extinde pe sub un camion cu cisternă. Muncitorul ia repede un stingător și începe a potoli flăcările care sunt pe cale să ia amploare. Cisternele rămase în apropierea stației GPL din Crevedia sunt răcite în continuare de pompieri cu tunuri cu apă, iar zona este izolată. 4 dintre cei 56 de răniți sunt în stare critică, 3 fiind internați în București și un altul la Milano. 2 pompieri au ajuns la un spital din Belgia pentru tratament. Cei 2 pompieri sunt internați aici la secția de arș. Medicii spun că au arsuri pe 10% din suprafața corpului, pe brațe și pe față. Deocamdată sunt în comă indusă. Alți 2 pacienți sunt în Italia, 3 în Austria și 4 în Germania, plus 1 în Norvegia. România a solicitat tratarea în alte state UE a 18 pacienți cu arsuri grave. Primarul din Caracal, al cărui fiu deține depozitul GPL de la Crevedia, s-a autosuspendat din PSD și din funcția deținută. Ați văzut activitatea acolo? De fiecare dată. De fiecare dată. Treaba e alta, cum a funcționat acel GPL, cum funcționează acel GPL. Primarul oare nu știa că acel GPL din 2020 încă funcționează? Asta în timp ce premierul român a declarat că în următoarea perioadă vor fi dispuse controle la toate stațiile de carburanți și GPL din toată România. În cazul în care vor fi constatate nereguli, unitățile respective vor fi închise. 3 explozii violente s-au produs în Crevedia la o stație GPL sâmbătă seară. 57 de oameni au fost răniți inițial, dintre ei 39 de pompieri, iar un om a murit de groază în momentul în care cisternele din stația GPL au sărit în aer. Soția lui, cu arsuri peste 95% din suprafața corpului, a murit duminică la spital. Hai, doctore,
Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că echipamentele pompierilor care au intervenit în Crevedia vor fi verificate. La schimbul caniculei au venit furtunile. O vijelie puternică a lovit mai multe regiuni ale Spaniei, lăsând în urmă oameni răniți și distrugeri masive. Din cauza rafalelor puternice și a valurilor de până la 4 metri, un vas de croazieră s-a desprins de la țărm și s-a ciocnit cu un petrolier. Starea de dezastru este și într-un oraș din sudul Germaniei, lovit de furtuni violente și grindină. Zeci de copaci au fost dobărâți, iar bucățile de gheață au devastat case și mașini. A fost panică la bordul unui vas de croazieră britanic care s-a desprins din ancoră și s-a ciocnit cu o navă de marfă în timpul unei furtuni în Mallorca. Înregistrările video arată nava care plutește ca o barcă de hârtie, iar o pasarelă a căzut în apă. De asemenea, mai multe lucruri au ajuns să plutească pe mare. Un număr mic de persoane au primit îngrijiri la bord după ce au suferit răni minore, iar nava va rămâne în Palma pentru o evaluare tehnică. Insulele Baleare au fost lovite de ploi torențiale și rafale de până la 120 de km pe oră. Condițiile meteo extreme au dus la anularea peste 50 de zboruri. Sudul Germaniei de asemenea a fost devastat de furtuni. Din imaginile publicate pe rețelele sociale, vedem vehicule cu geamurile sparte. Aceeași soartă au avut și ferestrele oamenilor. Vântul puternic a măturat totul în jur, iar grindina, cu diametrul de circa 8 cm, a provocat pagube majore. Pentru a solicita ajutorul forțelor de urgență din raioanele din apropiere, administratorul regiunii a declarat stare de dezastru. Surpriză uriașă în Superliga Moldovei, Sheriff Tiraspol a suferit prima înfrângere din ultimele 16 partide ale campionatului. Viespile au pierdut duelul cu Milsom Iorhei. Între timp, moldovenii Artur Crăciun și Dmitri Mandricenko au înscris golurile de debut la echipele cu care au semnat în această vară, iar Cristian Droș a bifat prima reușită în actuala ediție a campionatului din Belarus. Звончик, тут же и Кристиан Дрозд, Дрозд пробивает повороты, и это 2-0 на користь мазырской команды. În această seară a început turneul de la US Open. Iga Świątek și Carlos Alcaraz au făcut show la un eveniment dinaintea turneului. Campionii în exercițiu nu sunt favoriți la victorie, conform inteligenței artificiale, ce au prognozat computerele aflați la știrile din sport. Mii de oameni cu păr roșu natural s-au adunat zilele acestea în orașul Tilburg. Acolo a fost organizată cea mai mare adunare de acest gen în toată lumea. 2% din populație are părul roșu. Se crede că cei mai mulți roșcați trăiesc în Scoția și Irlanda. Însă în ambele țări, numărul lor e în scădere. I love it! Mii de persoane roșcate s-au adunat în țările de jos pentru a celebra părul roșcat natural, în cadrul unui festival anual care le este dedicat. Scoțianul Liam Hunter, în vârstă de 30 de ani, a declarat că participarea la festivalul de 3 zile l-a făcut să se simtă mai bine în postura de persoană roșcată. La fel ca mulți ca el, Hunter a povestit că a suferit de pe urma bullying-ului din cauza culorii neobișnuite a părului său. Because I don't feel alone anymore. I feel together, I feel a part of something, something that I felt like I was missing my whole life, and being here, I'm completed. Toți cei care au venit la festival au avut la dispoziție ateliere de pictură, machiaj, sfaturi de îngrijire a pielii și ședințe foto. The big motivation was just to see more people like us and have a sense of community as a redhead, because it can feel isolating when you don't see a lot of people like you in here. Potrivit organizatorilor, circa 5.000 de persoane roșcate din diferite țări au vizitat în acest an festivalul. În 2013, festivalul a intrat în cartea recordurilor Guinness, ca fiind cea mai mare adunare de persoane cu părul roșcat natural, cu 1672 de roșcați în tradiționala fotografie de grup. Persoanele roșcate reprezintă între 1 și 2% din populația lumii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!